Și s-a luat după noi și a început să strige. Zice, tu ai venit să-mi strigi lucrarea în seara asta. n am să te lași, ce început să facă către mine, să mă amenințe. Mamă, eu împreună cu fratele ăștia încă ne deplasam, nu ne-am oprit. M-am uitat înspre el și asta i-am zis, Domnul să te mustre satanul. Jos. Să prăvălit jos și nu să mai prima intenție a fost să mă duc acolo, să mă duc să... -l... Nu! Mă duc frumos în adunare, că eu n-am avut treabă cu el. Eu am venit în casa Domnului, am vrut să mă bucur. Ce crezi? În sună telefonul, trebuie să plecăm în lucrarea Domnului. După ce am luat telefonul, băi, eu nu pot să vin în lucrarea Domnului. Că dacă vin în lucrarea Domnului, sunt mi ăsta fierul la noapte, că numai ce l-am lăsat aici și numai Domnul știe cum m-a închinuit să-mi fac și fierul ăsta și fundația și tot ce a fost aici. Și acum în lucrarea Domnului și fierul peste noapte rămâne într-un câmp. Nu, 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 vă rog, lăsați altcineva. Când m-am întors înapoi din care era, Domnului, era 3 dimineața. Dai, să m-am loc să mă duc acasă cu telefonul, cu lanterna, prin câmp, îmi căutam fierul. Când am ajuns în locul unde știam eu că e uh, fierul, unde mi l-am ascuns cumva între niște pruni pe acolo și în iarbă, și am văzut că nu mai e. Nu era, da. nu era fier? Nu, nu l-am mai găsit, gata. <laughs> Îmi bătea inima cu așa o putere și am zis, mă duc acasă, nu-i spun la Mihela până dimineața, vedem. Când ne trezim, Mihela spune, auzi, ai fost sus? Zic, da, am fost. Pe după ce ai plecat, au venit patru bărbați. S-au pus, s legat tot fierul și s au băgat în fundație. Așa de păcătos m-am simțit. Și a venit o femeie uscată, neagră, bătrână, îmbătrânită, cu batic, așa. Și am întrebat-o, Dumnezeu, ce vrei? Ce vreau și-o Ungerea. Și am întrebat acolo, frații, nu, cum erau, că ești creștină, te-ai botezat, ești... Ce să întreb? Eu... Da, zice, mi-e spocăită da a voastră, Dar uh, uh, o parte din o cunoștea cine e. Și mi mi-era și mie, mie rușine. Zic, mă, ce să mai... Dacă e și bătrână, nu? Și ce mai m-am pus la... Vină la mărturisire, avea către 80 de ani, era uscată, era toată cum era. Zic, ce mai... Face, hai să ne rugăm. O veni frații, Frate Cristi, când a atins un de lemn nu? și când i-a pus pe cap un de lemn, nu? A căzut jos. O putere ce avea femeia aia era vrăjitoarea satului. Fiți binecuvântați, oameni dragi! Iată-ne din nou la un podcast și astăzi, după cum v-am promis data trecută, vrem să facem câteva cadouri. Am un invitat special, o să încep să vorbesc cu el după ce facem o tragere la sorți. Am adunat toate mesajele din uh, din comentariile de la podcast, cum am zis data trecută și am pregătit patru cadouri. Primul cadou uh, este din două, două, două sticuri cu muzică. da Muzica noastră pe ultimii 16 ani, să știți. Uh, primele 8 albume de la Eldad și un stick cu selecții, cu muzică și mai veche. Al doilea cu două CD-uri, ultimele două, volumul 7 și 8. Uh, o cană de la Eldad și, cum am avut primul invitat pe fratele uh, Costel, cartea dânsului o să ajungă la al patrulea. Am pregătit aici, eu să... Eu un soft online, da? un soft online, am pregătit aici. Uh, toate numele le-am copiat, le-am pus. Eu îi dau un reset la, la... tragerea asta la sorți. Să amestecă toate cărțile astea care le vedeți dumneavoastră. Și o să-i alegem pe primii patru. Da? Primii patru de sus. Primul o să fie Maria Văcaru. Doi, Noemi Slatine așa scrie, da? O să aveți scris și pe ecran. Elisa, 3 și 4, Otilia Montean. Toți cei 4 veți primi, veți primi cât un cadou, doar că trebuie să ne arătați că distribuit și că sunteți abonați la noi, da? Foarte important, Acum pe ecran o să aveți un număr de telefon, scrieți-vă rog frumos la, pe WhatsApp, că nu știm cum să vă găsim, că dumneavoastră sunteți persoana respectivă și încercăm cumva să ajungă cadoul la dumneavoastră. Sper să nu fie așa departe, că va ajunge în câteva luni, dacă trebuie să fie peste ocean. Așa că, cu astea fiind spuse, Dumnezeu să vă binecuvinteze și în timp ce ascultați muzică sau uh, citiți, mai faceți câte rugăciune pentru noi. Vreau să, specific din nou, foarte mult ajută ca dumneavoastră să distribuiți, să ne ajutați prin asta ca toate mesajele acestea să nu fie în zadar făcute, ci să ajungă la cât mai multe persoane. Dragilor, astăzi împreună cu mine mă bucur din nou că fratele Dani a revenit, chiar dacă după mult timp. Frate Dani, mulțumesc mult! Cu drag și eu mă bucur să vă revăd și salutăm pe toți frații, surorile, pe toți ascultătorii și dăm voie să le urez un an frumos, binecuvântat de Domnul și nu numai cum ne murăm noi de obicei la mulți ani, ci doar vreau să schimbăm puțin și să le spun la mulți ani buni. E cel mai important lucru, anii pe care mai avem de trăit fiecare să fie buni și cu folos pentru viața noastră și viața de credință. Foarte fain. Acum eu o să te rog să tragi microfonul mai aproape, mai aproape de tine. Ce faci? Cum ești? Că un an de zile ai alergat mult. Da. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru că putem să alergăm și de când a fost ultima dată la voi s-au deschis mult mai multe uși, multe oportunități de și eu mă bucur și am profitat de, de lucrarea aceasta din plin pentru că întotdeauna când ți se deschide ușa de a vesti pe Domnul oamenilor, niciodată nu trebuie să o refuzi și întotdeauna trebuie să te duci din dorință de a ajuta oamenii, de a încuraja. Am urmărit foarte multe comentarii și oameni care m-au contactat, bineînțeles, și au solicitat ajutor de un fel sau de altul și îi mulțumesc lui Dumnezeu că atât cât am putut, am putut să răspund unora, pentru alții m-am rugat, cu alții ne-am întâlnit și a fost așa un timp extraordinar. Dumnezeu a făcut niște conexii extraordinare și din țară și din străinătate. A fost așa un moment prielnic, ca o ploaie de primăvară. Slavă Domnului! Slavă Domnului! Mă bucur că, uite, prin asta Dumnezeu lucrează. Acum am am prieteni care mi-au zis că s-au făcut legături foarte frumoase în urma podcasturilor. Că oamenii se întâlnesc, mai ales care sunt călăuziți de același duh, nu? Da, sim. Am văzut că s-au făcut lucrări frumoase. Ce experiențe? Cu ce experiențe mai vin bagaj, așa? Știu că tu ai multe și dinainte, da? Poate astăzi ne povestești din ultimul an? Da, uite. Ca de obicei, vreau să încurajez oamenii în slujire, vreau să încurajez oamenii care sunt în suferință, oameni care nu mai au nădejde, oameni care așteaptă pe cineva să vină într-un mod uh, deliberat să le ofere o cană cu o apă, o vorbă bună, sunt atât de puțini oamenii. Și pentru că oamenii sunt tot atâta de uh, plin de ei, caută fiecare căutăm interesul nostru, căutăm să ne împlinim pe noi personal și uităm de semenii noștri, într-una din zile Domnul exact în direcția asta vorbește și îmi spune așa, Daniele, eu mă, voi sunteți obișnuiți cu mine, eu sunt omul care pun întrebări, comentez, niciodată nu, n-am fost omul extraordinar de spiritual, care, da, Doamne, exact cum ai zis, întotdeauna am pus întrebări pentru că știam că unde mă trimite Dumnezeu niciodată nu era un lucru unde să mă duc să las ceva în poartă și să plec acasă. O, har de la domnul, aș fi vrut să fie totdeauna așa, dar nu, la mine n-a fost așa și știam asta. Și într-una din zile, când mă rugam, aveam în timpul meu de rugăciune, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vine și îmi spune, Daniele, trebuie să ajungi într-o localitate ciuta, în localitatea aceea, când vei intra, vei găsi o grupare de oameni care se roagă. Între ei va fi un om care așteaptă o operație pe cor deschis. Te duci și vorbești în numele meu și îi spui pentru că el are nevoie de un răspuns. Asta s-a întâmplat în trecut? Da. Și în momentul în care am primit mesajul ăsta, ca de fiecare dată am luat telefonul să caută, mi-apărea o ciuta de pe Lugos, din zona noastră și aia din Maramureș. Și acum am zis, doamne, nu ceva nu e în regulă, zic, care e ciuta? Că până la urmă, doamna, unde să merg? Și continuă uh, lucrarea și viziunea și spune, domnul, vei ajunge pe un drum, care va fi un drum, care te va scutura, detalii. De data aceasta mi-a dat Dumnezeu detalii doar ca să pot să plec. Apoi, un alt detaliu important, când vei ajunge în biserică, vei vedea, vor fi lambriuri, dar de culoare maro închis, închis, nu lac, vopsită cu o vopsea în spatele amvonului, va fi un porumbel ca la Iordan, ca să, ai, să am detalii. De data asta Dumnezeu mi-a vorbit mai uh, în detaliu. Și să spun că am sunat frații mei, prietenii mei, și am urcat în mașină și le-am spus, fraților, Prima dată mergem la cei mai, uh, Ce aproape mai aproape și vedem dacă se nimerește drumul. Uh, niciodată n-am fost acolo, nu cunosc pe nimeni din zona aia, nu cunosc frații, nu cunosc păstori, n-am fost chemat. În momentul în care am ajuns, se termină asfaltul și era drum de piatră și mă uitam în mașină, cum ne mergea la fiecare, ne mergea capetele, exact, mă revedeam în, în descoperire și în vedenie. Bun, a început inima să-mi așa și am spus, slavă Domnului, să -i leagă lucrurile, suntem pe drumul bun. Am ajuns, am găsit și ciuta, am intrat acolo și la un moment dat oprim undeva chiar la mai către ieșire din comuna asta sau ce o fi și am întrebat o doamnă. Zic, doamnă, căutăm o biserică de penticostali. Nu, Clar, nu mă trimite Aha. domnul numai la Pentecostal, nu? Și a spune, noi nu avem biserică de Pentecostal aici. Și a zis, nu, nu se poate. Zic că am toate detaliile, avem tot ce trebuia, fiecare detaliu. Trebuie să fie. Nu este, zice, este o biserică aici, dar ce de baptiști. Și bun, dar știți cumva cum au înuntru noi din mașină, eu din mașină vorbeam cu el. Nu, Am întrebat-o, au cumva lambriuri, au cumva picturi, da, de unde, zice, eu stau aici lângă ei, nu există așa ceva. Așa m-am întristat și am zis, doamne, trebuie să plec de aici, că nu, e clar, am venit până aici degeaba, nu? Același frate cu care eu plec în lucrare, iasă din mașină și spune, băi, Daniele, dacă am venit până aici, hai să intrăm până înăuntru, nu vreau, mie mi era rușine că mă fac de rușine, nu? Am vorbit de numele Domnului, nu s-a împlinit nimic, am ajuns cu oamenii ăștia, am pus pe drum, am cheltuit tot. Hai să intrăm până înăuntru. Vreau să spun, frate Cristi, când am intrat înăuntru, femeia era de ani de zile lângă biserică. Dar ea nu a văzut la ambriurile de culoare maro, nu a văzut pictura, nu a văzut tot. Vreau să spun, când a, a ieșit fratele ăsta din biserică și m a făcut semn, zice, Daniele, zice, hai înăuntru, hai să vezi, că suntem unde trebuie. Vreau să spun că ne-am văzut uh, exact imaginea, pictura, lucrarea și tot ce a fost acolo și cu lambriu, detaliile pe care Dumnezeu le-a dat. Uh, am început să. Oh, slavit să fie Domnul, slavit să fie Domnul că nu mi-am pierdut încă. După ce ne-am așezat acolo, a venit frații și ne-au întrebat de unde suntem. Nimeni nu spunea absolut nimic, dacă au o cauză sau ceva. Și am început să ne rugăm. Și eram într-o biserică de baptiști și niște pentecostali veritabil ce suntem, am dat drumul la lucrare, că pentru asta ne-a trimis domn Domnul acolo. Și când am început să dăm drumul la lucrare, ne-am dus direct la omul respectiv. Cât despre tine, bărbatul, care aștepți din partea mea un cuvânt. Dacă să te duci să fii operat, să te deschide pe corp deschis pentru că avea și alte complicații, sau aștepți ca să pleci din viață cu problema pe care ai, fără să se mai opereze sau... Și Domnul este așa, du-te că ce eu voi fi cu tine și mâna mea va fi peste mâna oamenilor și vei trăi pentru că lucrarea asta de aici trebuie să meargă mai departe. După ce s-a încheiat biserica, a fost un har deosebit în ziua acolo. După ce s-a terminat biserica, eu n-am înțeles, domnule, cum de erau ăștia așa de bucuroși, totuși eram, înțelegi, da? Și au venit oamenii și zice, frate, nu, să n-aveți nicio emoție. Noi suntem aici doar în biserica de baptist. noi suntem penticostali. Pentru că noi nu avem, zice, noi nu avem biserică, și noi doar am venit în biserica asta Suntem amestecați, suntem așa Dar majoritatea suntem penticostali Și zice, dacă ai ști de când așteptăm Ca Dumnezeu să ne vorbească Și să ne trimită pe, pe cineva Care să ne mai învioreze, să ne vorbească Să ne transmită mesajul lui Dumnezeu Și Slavă, după ce s-au terminat toate lucrurile astea ne a trimis fratele la un mesaj Zice, frate, nu numai că m operat Zice, m -or ordinat <laughs> deci, Dumnezeu, La Dumnezeu nu numai că s a ocupat cumva de starea lui de sănătate. Ce a avut în vedere să-l și pună în slujire E mai da și o povară în plus. Că de obicei slujitorii cât, mai au probleme cu. Câteodată, știi, cât odată, nu știm nici noi ce cerem. <laughs> da. Slavă da. Domnului. Acum, știi, Se întreabă oamenii. Cum vorbește Duhul Sfânt? Că sunt foarte mulți. Unii zic, de exemplu, că au primit Duhul Sfânt în momentul în care au crezut. Ai Duhul Sfânt în momentul în care ai crezut? Duhul Sfânt este a treia parte din Dumnezeu. Duhul Sfânt este peste noi în momentul în care primim pe Dumnezeu ca Tată, Fiu și Duhul Sfânt. Noi nu putem să primim Trinitatea în inima noastră divizată. Când îl primim pe Domnul Isus Hristos în viața noastră, primim toate Trinitatea. Noi nu putem să-i divizăm. Dar ceea ce ne separă de lucrarea asta și ceea ce noi nu înțelegem câteodată este că Duhul Sfânt are daruri, slujbe, are voință, are putere, și el împarte oamenilor. Și în funcție de credința noastră, în funcție de modul nostru de acceptare ca Duhul Sfânt să controleze viața noastră, omul poate ca să dovedească existența Duhului Sfânt în viața lui. De deci, Degeaba putem să spunem că omul primește Duhul Sfânt când n-a crezut sau când n-a crezut sau că... Domnule, în momentul în care omul se convertește sau omul care îl spune vreau să-l primesc pe Isus Hristos ca Domn și Mântuitor în viața mea, tu nu-l primești numai pe Domnul Isus Hristos. Dar asta nu înseamnă că ai botezul cu Duhul Sfânt. Asta nu înseamnă că ai primit vorbirea cu Duhul Sfânt. Asta nu înseamnă că ai primit darurile Duhului Sfânt. Asta nu înseamnă că ai primit slujbele și tot ceea ce ține de Duhul Sfânt. Deci în momentul în care un om se convertește, adică îl primește sau este la nivelul acela de a-l recunoaște pe Isus Hristos ca Domn și Mântuitor în viața lui, cu adevărat, el a primit în viața lui pe Duhul Sfânt. Și pe Duhul Sfânt. Dar asta nu înseamnă că a primit și darurile lui, și slujba, și roada, și tot ce ține de Duhul Sfânt. Bun. Și totuși. Acum eu cred 100% în lucrarea lui. Sunt numai că doar o cred, o experimentez. Da? Dar. Hai să punem întrebările care se pun astăzi. Suntem în 2024. 2024, un an în care toți vedem că am cumva am înlăturat partea asta a lucrării Duhului Sfânt cu orice altă, or, orice altă activitate care are mai mare impact vizual, uh, sentimental. Da? De ce crezi, Dani, că se întâmplă asta în vremea asta? Nu mai punem accent mult pe partea asta spirituală, că dacă ne punem la rugăciune, ne zmerim? Uh. Da. În momentul în care un om caută în viața lui să-și împlinească bucuria sau să-și aducă un, un plus valoare vieții lui spirituale și dacă va căuta să-l înlocuiască pe Duhul Sfânt cu orice altceva, viața acelui om va fi foarte săracă. Pentru că menirea Duhului Sfânt, întotdeauna de când a lăsat-o Domnul și le spunea Domnul Cenușului, eu mă la tate, vă voi vă să vă pregătesc un loc, acolo unde sunt eu, să vii și voi. Dar, și acolo continuă cuvântul lui Dumnezeu, în care am dar ucenicii erau necăziți și spunea, da, Doamne, dar noi vom rămâne orfani. Clar, nu vei mai fi cu noi, nu vom mai vedea, nu vom mai avea, nu ne va mai întări nimeni. Și atunci Domnul spune, eu mă duc, dar vă voi trimite pe altcineva. Și acum, atenție, ceea ce de multe ori noi nu înțelegem că acel cineva nu este o persoană mai inferioară decât Domnul Isus Hristos. El nu trimite, n-a trimis Duhul Sfânt mai inferio, o altă putere mai inferioară decât el. Că dacă el ar fi trăit astăzi printre noi, Domnul Isus, crezi că mai aveam astfel de discuții? Nu, de ce? Domnule, e șeful, el e Isus Hristos și de aici nimeni nu mai combate. Ei, dar momentul în care el a spus că vă voi trimite pe altcineva, unii oameni au deja în mintea lor, au format o prăpastie, care n-au putut să facă conexiunea dintre altcineva ca fiind aceeași putere din Acești Dumnezeu, persoană. adică e Duhul Sfânt și Duhul Sfânt spune cuvântul lui Dumnezeu că el nu face altceva decât să zidească și să ne mângâie și să vorbească înaintea Tatălui despre noi. Deci, lucrarea pe care Domnul Lăsat a lăsat-o a pe Pământul acesta privind lucrarea Duhului Sfânt este în favoarea omului și nu înțeleg de ce o respingem. Duhul Sfânt ne mângâie, Duhul Sfânt ne întărește, Duhul Sfânt ne sfătuiește, Duhul Sfânt te călăuzește. Datorită puterii Duhului Sfânt te simți condamnat când păcătuiești, că El vă va uh, dovedi starea aceasta, nu? Ei, omul care nu mai are astfel de lucruri, omul care uh, se depărtează de fapt de, de lucrurile astea, ajunge să trăiască într-o stare în care se spună, ce nevoie am eu de toate lucrurile astea? Pentru ce? Ei, oamenii aceștia sunt și îi îndemn astăzi cu toată dragostea. Dacă măcar 5 sau 10 minute din viața lor ar aloca acestei lucrări dumnezeiești și să vină înaintea Domnului și spune Duhule Sfinte, nu te cunosc. Am auzit și bune și dar vreau să îngolești toată mintea, toată ființa din mine cu ce-al meu, și umple-mă cu tot ce-al tău. 5 minute, 10 minute fă-o pe zi. Și îți garantez că într-o într lună sau într-un într termen foarte scurt, o prezență Dumnezească te va cerceta, îți va schimba viața, doar dă-i acceptul, lasă-l să vină. Oamenii pe care uh, îi îndemnăm în vremea noastră. Al cunoaște pe Duhul Sfânt, noi nu, îl, nu îndemnăm oamenii să se ducă la niște versete și să le citească și așa. că Duhul Sfânt este o persoană. Pe mine personal mă mângâie. Eu am avut momente în viața mea când uh, dărâmat la maxim am fost din cauza unor uh, lucruri. Și modul în care Dumnezeu sau modul în care Duhul Sfânt mijlocește pentru mine, frate Cristi, este în felul următor. Niciodată n-a venit Duhul Sfânt să-mi spună, uh, har de la Domnul, deși cu Petru ai văzut cum făcea, îi dădea un șut la coaste, ridică-te și hai că avem treabă. Duhul Sfânt nu prea. Îngerii nu prea au stat de vorbă cu, cu oamenii, dar Duhul Sfânt are altă metodă. El plânge, simte, are voință, te iubește. Și în momentul în care am fost atât de necăjit, am auzit în, în, în mintea mea, în inima mea, pe Duhul Sfânt al care spune așa. Doamne, întărește-l pe Daniel. El vorbea, numele meu întreg îl spunea: întărește-l, sprijinește-l, vino în ajutor, nu mai poate, are probleme, are așa, așa, așa. Dar să spun că eu nu mai puteam fizic să mă rog, dar pentru mine mijlocea cineva. Pentru că atunci când am fost bine, m-am rugat. Atunci când am fost bine, am comunicat cu el, am vorbit cu Dumnezeu, am, o, am avut o relație de, de drag. Mie mi-e mie drag Duhul Sfânt, mi-e dragă lucrarea lui Dumnezeu. Și sunt momente când și în viața mea sunt copleșit de anumite stări și nu mai pot să mă rog, nu mai am puterea, nu mai, am, nu mai pot să mă rog. Chiar în ceasul ăla vine Duhul Sfânt și face ceea ce nu mai pot eu să fac. Și adume, mijlocește pentru mine. Și acum, cum aș putea, cum aș putea să mă îndepărtez de această ființă, de această putere dumnezească, doar pentru că unii nu îl înțeleg. Sau mai, mai simplu, doar pentru că unii nu alocă timp acestei lucrări într-un mod corect. Aloci timp sportului, hobby, servici, orice altceva, dar mai puțin scripturii sau cuvântului Dumnezeu sau lucrarea Duhului Sfânt. Dacă nu-i aloci timp, n-ai cum să-L cunoști. Da, acum oamenii vor zice, dar sunt și mulți care astăzi vorbesc în numele Domnului și uh, nu se întâmplă. Și e adevărat, eu am experimentat de multe ori, e adevărat că sunt oameni care își permit așa ceva, dar asta nu înseamnă că Dumnezeu nu lucrează. Eu cred, Biblia zicea, zice, eu el, că în vremurile din urmă voi torna din Duhul meu cred că tocmai pentru faptul că sunt vremuri grele, Dumnezeu toarne din Duhul Său ca să avem putere, că ne trebuie putere, ne trebuie mângâiere în vremurile astea tolbori. Când vine vorba de profețiile astea mai mai încurcate, să le numim așa. Am avut o experiență odată cu cineva și de obicei Dumnezeu îmi vorbește când mă întâlnesc în, în câmpul evangheliei sau în lucrarea asta la care Dumnezeu mă trimite, mă întâlnesc. De obicei, în locuri în care merg și mă mai întâlnesc cu alți proroci în biserică, nu știu cum se face, frate Cristi, nu știu. Harul Domnului. Nici în când sunt acolo, nu prorogește niciun proroc. De obicei, da. Pentru că, îți spun de ce. Eram chemat odată la o biserică și se cunoșteau detaliile despre care tu spui acum, și a venit o soră și a avea lucrare pentru mine. Pentru mai mult și avea și pentru mine. Eu eram acolo la o seară de rugăciune. Nu trebuie să spun că nu o rău. Mi-au zis, dă bine, mi-au zis acolo ce o știu și ea, cum le-au învârtit pe acolo. Mă rog, nu mi s-a prins niciun bec. Dar în timp ce ascultam lucrarea, se întâmplă ceva și asta îmi doresc ca Dumnezeu, să prindă uh, Duhul acesta de deosebire în viața oricărui slujitor sau în ori viața oricărui om care Credincio. deține câte un, uh, de, deține câte, câteva cunoștințe despre lucrările lui Dumnezeu. Pentru că lucrarea asta, spre deosebire, uh, sper să nu deviesc de ortodoxi, noi avem Biblia. Noi ni s-a dat să cunoaștem, să o citim. Adică eu nu pot să mă scuz că m-a înșelat cineva, întrucât am cuvântul lui Dumnezeu. Acum, Uh, trebuie să rectifică aici. Toți ortodoxii au Biblie, dacă vor. În România stop exact. Biblie pe cap de locuitor. Exact. Putem să o studiem. Dar ei consideră că preotul trebuie să pună mâna pe Biblie. Da, mulți. Și am și aici o chestie vreau să dau, dar da, să o închid pe prima cu producii. Da. Uh, în timp ce aveam lucrarea, vine Duhul Sfânt și ce bărbatule, martor mi-e Domnul. Când a zis bărbatule, m-am privește cu atenție la... Dar ea încă prorocea. Vezi această fântână? Văd. Era o cişmea, așa cum se... Erau pe străzi, și din alea așa de dai. Dă-i din... De scos la mână. dă din pompa aia asta. Am pus mâna și dau. Și am început să se aud numai... Ce se aude? Aer. Nu, nu se aude nimic. Bun, depărtează-te. Și când m-am îndepărtat, peste mânerul ăla apare așa un lănțic, așa, cu o etichetă și scrie defect. Defect. Și am întrebat, domne, ce înseamnă asta? Și acum domnul îmi tălmăcește și îmi spune ce se întâmplă de fapt cu femeia asta. După ce se termină toată lucrarea, am lăsat-o. Și recomand, recomand. Când avem și ne întâlnim cu astfel de cazuri, nu intrați în polemică, nu ne nenorociți. Fiecare om are necazul lui. Dacă e în adunare, e altceva. Dar când se întâmplă în grupuri din astea, cred că frații slujitori ar trebui și sunt cei mai măsură să izoleze sau să aplice anumite uh, lucrări pentru ei. Și a luat-o de acolo și mi-a uh, zis, uite, trebuie să vorbim. Nu, no. și fratele Daniel are ceva. Și era foarte bucuroasă oarecum era milă și nu, ea se uita la mine așa cu bucurie că nu au avut o lucrare bună pentru mine și am uitat la ea și am spus soră, ai fost vas odată Domnul mi-a arătat sorbo mi-a arătat așa cum se ducea până jos la apă, dar din cauza unor lucruri pe care le practici apa s-a lăsat jos și tu prorocești din Cunoștința ta, din obiceiuri, din ceea ce ai avut, din ceea ce ai fost, din ceea ce ai meșteșugit, asta-ți este. Și Domnul îți spune să te oprești, că va fi pentru binele tău și se va îndura de tine. Bineînțeles că femeia s-a supărat. Frate, nu mai înțeleg. Nici măcar nu ți-am prorocit de rău. Păi, tocmai asta e problema, zic că nu mi-ai prorocit de rău. Zic, tocmai asta e problema că ai venit într-o zonă în care nu trebuia să te bagi. Zic, acum, ascultă-mă. Dacă tu te vei... Nu. spunem ce fac și atunci mă opresc. Nu. No, acum. Ce mult mi-aș dori ca oamenii care ajung să vorbească despre această lucrare a Duhului Sfânt, că nu mai este, că a fost, că avem falci, că avem drepți, mi-aș dori ca în oamenii aceia să există această putere de deosebire a lucrurilor și harul lui Dumnezeu să coboară peste ei. Pentru că în momentul în care mie cel puțin Domnul mi-a descoperit femeia, i a spus, așa faci, așa faci și așa faci. Și au zis, mm -hmm. drept e Dumnezeu. Mă bucur de că a recunoscut. De ce a recunoscut? n-ai cum. I-a dat Dumnezeu niște detalii atât de, de drepte și reale din viața ei, încât nu mai putut să mai facă jaloane. Dar acum, revenind la, la uh, ortodoxi și la partea asta, uh, anul trecut am avut harul, harul să fiu uh, detașat oarecum cu lucru și am stat câteva luni de zile cu un băiat în cameră, coleg de meu de lucru, care până la 30 și ceva de ani, în viața lui n-a pus mâna pe o Biblie, frate Cristi. Pe o Biblie în 2023, vorbind. Și în România. Era din zona Iașului și a zis așa tata meu nu, bunicul meu nu, în casa noastră nu. Eu când am ajuns în apartament, eu m-am etalat, Vede. eu am programul meu, am biblie, <laughs> m-am pus în camera mea, m-am pus toate lucrurile. Vreau să spun că de câte ori se uita la mine, se uita așa cu reverență, cu o frică, cumva că vedea biblia. Uh -huh. Și l-am urmărit și am spus, vrei să citești? Vai, de eu nu pun mâna pe ea. Și da de ce? Îmi doresc să citesc din ea, dar nu pot să o ating. Păi asta e ceva sfânt. Eu sunt un om care n-am voie să o ating. Și a spus, uite, hai încearcă. Și am dat așa Biblia. Hai să spun ceva ce am învățat de la omul ăla. A zis, vin în câteva minute și o iau. S-a dus la baie și a spălat mâinile. Și când a pus mâna, Efectiv tremura și am zis, Doamne, eu nu mai fac asta. At și atunci să ai pretenția să ajungi la cunoștința Duhului Sfânt, să vorbim despre darurile lui, să vorbim despre puterea lui, să vorbim despre vorbirea în limbi. Omul care apar n-are câteva versete din Scriptura asta care e cuvântul lui Dumnezeu. Și îmi zice, auzi, te rog frumos, ce vrei tu, zice, îți dau dăm și mie o Biblie. I-am dat o Biblie, i-am personalizat-o, i-am făcut-o ca două. Cât timp a stat cu mine în, în, apartament, a luat Biblia, a început să noteze, de câte ori se uita la Biblia, a plângea. Eu în nu l-am văzut. Și colegii noștri care îl cunoșteau, ce te-au bucat. Mă. Când a plecat din firmă, m-a căutat, n-am mai rămas mult, Soția lui trebuia să nască, avea un copil făcut în vitro și îmi spune așa, unde ești? Zic, sunt la biserică. Mă sunase pe telefon, eram la Smirna. Și zice, vreau să vin și la Smirna. Care sunt condițiile de a intra în biserică? Vestimentare. Ei, de noi. Și a spus, uite, poți să vii cum vrei, doar vină. Nu, eu știu că într-o biserică, mai ales la voi, oamenii trebuie să se îmbrace și noi nu avem hainele astea. Dar dacă îmi spui, eu mă duc repede și mă, mă echipez. Zic, auzi, vin așa cum ești, ia soția și vin în adunare. Au venit în adunare atât de străpunși au fost de cuvântul lui Dumnezeu și așa cu drag ținea Biblia în mână, încât am crezut că nu știu ce valoare, cuvânt, uh, comoară are în mână. Și acum, frate Cristi, Vorbim despre un om care niciodată n-a atins Biblia. Da. Și noi avem și noi le prețuim. Câte avem acasă? Cine n are, avem noi aici câteva cutii. Doamne, aștept. Și apropo de asta, să ne ajute Domnul să le ducem și altora. Știi, știi ce îmi place? Că de fiecare dată. Experiența nu o poate contesta nimeni. Teoria îl citam pe Ravin Hill și vorbea despre școlile creștine și vorbea despre faptul că, da, sunt bune până la un anumit punct, dar dacă oamenii n-au învățat acolo rugăciunea, n-au învățat acolo ce înseamnă Duhul Sfânt, cum poți să-l predai? Uh, ai întâlnit vreodată, de exemplu, sunt mulți tineri care pun întrebarea asta. Dacă am avut vorbirea în limbi, Dumnezeu m-a botezat cu două sfânt, am avut vorbirea în limbi, nu mai însoțește vorbirea, mai am două sfânt. Ca să putem să înțelegem exact ce vorbeam de la început, ca să putem să ne înțelegem puțin și să aducem cât de cât în domeniul ăsta foarte vast o lumină, vorbirea, Duhul Sfânt sunt, repet, sunt lucruri care sunt puțin uh, separate. Vorbirea în limbi este semnul botezului cu Duhul Sfânt. Este semnul. Uh -huh. Darul vorbirii în limbi este un dar al Duhului Sfânt. Acum, Duhul Sfânt se poate pierde prin mai multe să spunem practici sau nepractici, nu știu cum să mai exprim aici, prin nefolosința lui, prin întristare, prin păcat și prin folosirea lui în scopuri mărșave. Ăsta ultimul niciodată nu l-am înțeles așa bine. Cum aș putea să folosesc Duhul Sfânt în folosirea scopului mărșave, fratele Trandăfir? Și Andru spunea asta în cartea lui. Acum, în momentul în care în viața unui tânăr, care a experimentat de exemplu, botezul cu Duhul Sfânt ca semn, ca vorbire, a primit, Dumnezeu, a primit-o în tabără, sub uh -huh. puterea ce era acolo, influență, știm La tabără e fain, dă Domnul Har. Când a ajuns acasă, s-a stins. Acum, odată ce Dumnezeu dă darul acesta, semnul acesta, ăsta te va însoți toată viața ta. Un singur botez este. Un singur dar, un singur, un singur, un singur, nu există de două ori. Dar tânărul, omul, sora, femeia respectivă care a vorbit în limbi și nu mai vorbește, este nevoie să vină la umplere, este nevoie să vină la biserică, să ia legătura cu un frate slujitor, este probabil că este nevoie de mărturisire acolo, este nevoie să vedem unde, ce s-a întâmplat. Unii, îmi aduc aminte că am fost la o stăruință și. Vorbea unul în limbi în spatele meu fantastic. Organizasem seara de stăruință, o biserică destul de mare, și unul vorbise foarte bine, vorbise în limbi, în spatele meu. Și am zis, Doamne, harul tău, aleluia! Dintr-o dată, Duhul Sfânt spune așa, bărbatul pe care îl auzi vorbind în limbi, folosește o limbă pe care eu nu o cunosc, a zis Domnul. E o limbă pe care eu nu o cunosc. E o limba lui. În momentul în care am auzit asta, m-am oprit și m-am dus la el. Așa mi-aș dori să mă vezi odată în acțiune, în timp ce toată biserica se roagă, toți îi har, tot plâng și eu plâng. Și mă bucur în adunare și eu, eu mă las cu și de drag. Sau mie când mă, când plec să ajung într-o biserică, eu vreau să mă bucur cu oamenii Și dau tot de mine și tot ce am mai bun și din ceea ce Dumnezeu mi-a oferit, dau tot la maxim. Și dintr-o dată mă vezi că mă ridic dintr-una și mă, mă iau și îmi plec și le iau pe ăla de mână și spun, zic, uite, hai să spun ceva. Și zic, da, frate, vorbirea care o ai, de el era cu, buzi, cu zâmbetul pe buze, știi, vorbirea pe care o ai nu e alta. Tu n-ai avut niciodată vorbirea asta. Duhul Sfânt nu cunoaște. Păi, ce frate, dar cum? Uite, Domnul îmi zice că tu ai luat vorbirea asta de pe net de pe WhatsApp, din pe înregistrări, din ce ai auzit-o. Ca să fie bine cu ai tăi în casă. Păi da, frate, dar e o altă diferență? Se poate altfel? Adică omul era foarte convins că poate să facă chestia asta și să aibă vorbire. Că doar cine să-l uh, uh, lămurea, uh, să lămurea sau să dovedească că el nu are vorbirea asta din partea de lui. De ce? Pentru că mai că s-a spus ăla o primit, ăla o primit, ăla o primit, tu ce s Tu de ce n-ai primit? Și el s-a dus și s-a luat o vorbire. Și a luat o vorbire și a început asta să vorbească. Nu mai auzit-o până acum. Deci, sunt lucruri pe care Dumnezeu le descoperă și sunt lucruri pe care Dumnezeu nu le încurcă. Frate Cristi, Dumnezeu nu încurcă. Dacă oamenii ar privi lucrarea Duhului Sfânt puțin mai, uh, mai liber, mai clară, mai înțeleasă, mai uh, lasă să te pătrundă. Nu, e un bau-bau al creștinii. Duhul Sfânt e puterea lui Dumnezeu. Și dacă unii o falsifică, în alții este puterea lui Dumnezeu adevărată. Și cred că Dumnezeu întotdeauna are oameni care vor aduce lumina. Slavă Domnului! Niciodată nu ne va lăsa Dumnezeu. Îți dau un exemplu foarte fain. Se trezește Asta Se trezește unul tare încurcat din scriptură, nu? Și zice, am visat șapte vaci slabe, că le-au înghițit pe alea grase, par n-avem. Ce înseamnă asta? Nu? Acum, se trezește, nu? Era și Iosif acolo. Spune, bă, duceți-mă pe mine. Că ce, împăratul e tulburat pentru că a avut un vis. Și duceți-mă pe mine acolo, că i eu. De ce? Că în el era Dumnezeu. Peste el era Duhul lui Dumnezeu. Și în momentul în care ajunge acolo, îi spunea, uite împărate, e șapte ani care vor fi Odată vor fi buni și vor fi înghițiți de ăștia slabi și apoi tu trebuie să-ți faci provizii. Dacă vrei ca următorii șapte ani care vor fi de sărăcie să ai în hambarele tale greu și să poți să fii puternic, trebuie să asculti ce spune Dumnezeu. Și ce zice faron? Să se știe, faceți-l pe Iosif cel mai mare peste toți și să se știe peste tot Egiptul, nu? Că Dumnezeu este Dumnezeu. Că Dumnezeul lui Israel este Dumnezeu. Dumnezeu dă și soluție. Și nu, nu, Dumnezeu nu încurcă. Un altul, la fel, se trezește încurcat, cu capul la de mână, scrijelit acolo pe perete, îi tremură, se desprinde toate după el, tremură, vai de mine, ce se întâmplă, nu? Și vine oamenii și spune, împărate, este e Daniel. Cine este? ăsta? Păi ce? Omul lui Dumnezeu. Omul ăla care tot îl avem noi aici la plat de multe generații să vină aici. Și vine Daniel, când ea se îngrozeau, când ăsta se îngălbenea, când toți erau pe panică și nu știau dacă e Dumnezeu sau fals sau ce se întâmplă, vine ăsta cu pace și zice, împărate, asta e mâna lui Dumnezeu. Te-o cântărit, îți va împărți și asta e lucrarea. Dumnezeu nu ne încurcă niciodată și nici tu Sfânt, nici atât. Da, slavă Domnului. Ai vrut vreo experiență cu un, vreun tânăr care nu mai avea vorbire și apoi... Da. Recent, în partea de... Către Vâlcea, a Olteniei, am fost și am organizat o stăruință și acolo erau tineri care au vorbit în tabără. Au vorbit toată în limbi, au ajuns înapoi acasă și după ce au ajuns acasă, n-au mai vorbit pentru că în cadrul familiei nu erau tineri. Că unii din părinți nu erau creștini, erau doar ei, au fost botezați, ei n-au fost înțeleși și s-a stins. După ce am organizat această stăruință și i am chemat în față, erau acolo în față, au venit și au început să plângă. Și am zis, mă, dar de ce ești trist? Zice, eu am avut și o vorbire și acum nu mai vorbesc. Dar zic, dar de ce? Păi uite, tata nu-i creștin, mama nu-i creștin, la noi nu ne lasă, în casă au fost mai greu și nu m-am mai rugat și până la urmă nu mai știu dacă mai am sau nu mai am. Și zis, hai să vin în față la rugăciune. Am pus numele Domnului peste el și am pus mâinile peste el și am început să ne rugăm și vreau să spun și nu numai unul, sunt sute de cazuri. Oameni care n-au mai vorbit sau oameni care au avut o vorbire, o câteva cuvinte, le-au primit atunci la stăruință și după ce au venit la umplere în față, dar există o, o, o condiție, să-ți dorești, să plângi, să te ardă sufletul în tine, să-ți dorești, Doamne, vreau să mă reaprins din nou. Că există oameni de ca, ă, 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 care vin și la mărturisire. Frate, pacea Domnului, vin la mărturisire. Pacea Domnului, frate, am păcătuit, am făcut aia, aia, cu zâmbetul pe buze. Îți pare rău? Da, vreau să mă las. Ca oricare, frate, am păcătuit. oricare. Vine următorul și plânge. Și mult mai slab la păcat mă refer. Plânge de nu-și poate ridica privirea de, de, din bărbia, din piept, de rușinea și povara păcatului. Și atunci, clar, peste omul care își plânge păcatul peste omul care dorește uh, reconciliere peste omul care își dorește focul și prezența lui Dumnezeu oricând Duhul lui Dumnezeu revine. Fie ea vorbire care n-ai mai vorbit -o de nu știu când fie că ai avut numai trei cuvinte Dumnezeu poate să-ți o amplifice. De ce? Dacă atunci poate n-ai înțeles-o, poate că au fost contexte diferite a fiecăruia dar dacă ți-o dorești și există o zi în viața ta în care spui Doamne vreau cu adevărat de data asta vreau altceva, vreau să mă apropii, vreau să am vorbirea, vreau să am. Îți dă, Domnul. Și l-am văzut pe la după câteva minute, o vorbi mai mult ca în ziua în care l-a botezat. Da, slavă Domnului. Îți mai pun o întrebare legat de asta, că vă, apoi vreau să completăm cu experiențe. Ala nu se contestă. Experiența pe care o, o dă Dumnezeu, Nu ai cum să o contești, pentru că eu o trăiesc sau tu o trăiești. Oricine ar fi, poate să zic orice. Cum te învață Duhul Sfânt? Că asta e întrebarea care o pun mulți. Sau te învață Duhul Sfânt ceva? În primul rând trebuie să spunem în felul următor. Gura vorbește din prin osul inimii. Și întotdeauna, ca Duhul Sfânt care are ca locuință, nu spune uh, cuvântul lui Dumnezeu, zice, eu înțelepciunea, am ca locuință mintea. Duhul Sfânt este peste noi și în noi. Și ca Duhul lui Dumnezeu să te învețe, tu trebuie să-i dai material didactic, care să-ți fie de folos. Dacă El ne-ar vorbi lucrurile pe care le vede în cer, am fi toți ca Ioan. N-am înțelege Apocalipsa. Și n-am Ți-ar spune niște lucruri pe care le vede în cer și tu n-ai acces la ele. Dar el întotdeauna te va învăța din lucrurile pe care tu le ai aici jos, date de la Dumnezeu pentru noi. Și în momentul în care noi avem cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră, chiar dacă într-o zi ți se pare, domnule, am citit un capitol sau două sau trei și nu ți s-a lipit mare lucru de, de sufletul tău. Poate că după două zile sau trei zile, când stai de vorbă cu cineva sau te confrunți cu o anumită problemă sau situație, coboară Duhul Sfânt și îți aduce aminte. Este scris pentru că, de fapt, cuvântul lui Dumnezeu, întotdeauna va coborâ în inima ta, în magazie, va lua ce ai pus acolo și va vorbi și te va învăța. Nu te du de ce? Pentru că este scris. Nu te du, nu fa așa, pune mâna acolo, nu te du, nu te apleca. Cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna spune că el are putere. Ei, când rostești cuvântul lui Dumnezeu, ca învățătură, el are putere, are autoritate. Nu știu dacă vă spuneam data trecută că cineva, o fată, când era mai la începuturile mele, m-a făcut aia în toate felurile. Și mă gândeam, bă, dar mă, dacă îi dau un ghionț, doamne iartă-mă zic acum mă face asta și mă făcea în toate felurile și în momentul a vine Duhul Sfânt și zice spune că Iisus Hristos o iubește așa cum e doamne altceva n-ai pentru ea nu spune atât a țipa pe stradă o, o așa un moment de isterie și în momentul în care ea și-a terminat filmul ei am ridicat mâna am atins-o pe umăr și am zis așa, ascultă, Isus Hristos te iubește. Și din țipat a început să plângă. Și atunci i-am dat cuvântul Domnului, i-am dat ceea ce este scris. Și a început să plângă și a spus, cum? Mă iubește și pe mine? Dar eu nu i-am predicat, eu nu i-am zis nimic. Atât doar că am rostit cuvântul Domnului și am pus mâna peste ea și am zis că Iisus Hristos iubește. Ea deja înțeles mult mai mult decât i-am spus eu, pentru că cel ce, a, ce uh, cel ce continuă lucrarea de la tine, la inima omului, e Duhul lui Dumnezeu. Tu poți doar să înveți cuvântul lui Dumnezeu. Tu poți să-l pui în inima ta, dar cel ce transmite mai departe energia, puterea, e Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și acum, răspuns la întrebare, te poate învăța Duhul Sfânt? Da. De unde își ia Duhul Sfânt cuvintele ca tu să poți să fii învățat? Din cuvântul, din inima ta. Psalmul zice, trâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc. Împotriva. Da, slavă Domnului pentru asta. Și pentru mângâiere, și pentru ridicare, da. atâtea ori. Frate Dani, mai povestește-ne experiențe. Uite, acum nu știu cât e și așa ceasul, vreau să vă povestesc despre o parte din un episod din viața mea, și poate că cineva se va regăsi ca slujitor. E o provocare. Și anume, când toți prietenii tăi slujitori, de vârsta ta, oricare ar fi, mașină, faină, casă, le merge bine, lucrare, și toți când ne întâlneam sau când vă întâlniți, tot spun, uite, ăla parchează acolo, ăla are o casă, ăla se întâlnește, mai ales perioada de sărbători. Grupurile alea merg la casă, la ăla, la ăla și eu, toate astea în mine se adunau și nu îmi dădeam seama de ce, după ce plecam de lângă prietenii mei, frații mei, întotdeauna suspinam. Și nu mă dorea și pe mine sufletul. Pentru că eu nu aveam casă. Eu stăteam în chirie. Eu n-am avut mașină, n-am avut casă, deși eram implicat în foarte multe lucrări și peste tot unde m-am dus, m-am dus de drag și cu dragoste și ca pentru Domnul m-am dus, fără să aștept vreodată ceva. Și într-una din zile am hotărât și am spus așa, Doamne, pentru toți, dar chiar pentru toți prietenii mei, toți au o casă, eu stau în chirie. Și copiii mei, și Miha, și toți se uitau la mine ca la e casei. Și mie a spus la un moment dat, păi noi o să avem o dată casa noastră? Și am zis atunci, prin credință, zic, da, dacă Domnul va voi, vom avea casa noastră. Numai că credința mea a fost cam 3-4 săptămâni până o fost Revelionul. Când am luat o hotărâre și am zis așa, începând de anul viitor, voi abandona, închei tot ce înseamnă slujire în România și plec. Plec să-mi fac niște bani. Să pot să-mi cumpăr un teren, să-mi fac o casă și după aceea mă voi reîntoarce. De ce? Ca să fiu ca frații mei. Erau slujitorii frați, colegi de noștri, da? De fiecare dată la noi de revelion aducem câte două familii, familia noastră, tot timpul, na, suntem așa ca fiecare. Omul care a fost la noi la, la masă niciodată n-a prorocit. Și nici de atunci încolo n am mai prorocit. Și bineînțeles eu nu m-am dus, niciodată nu m-am dus la proroc să-l întreb pe Domnul. Doamne, mă lași să mă duc undeva. Știam care răspunsul Domnului. Cum să lași toată lucrarea să te duci? Am zis, nu mă duc, că nu mă duc. Nu vreau să aud. Ei, în momentul în care omul ăsta a intrat în casă și eram la masă, era socra mea, socrul meu, Miha și familia asta, de când a intrat în casă îmi spunea, hai să ne rugăm, hai să ne rugăm. Trebuie să facem o rugăciune, trebuie să facem o rugăciune. Și a spus, băi frate, acum e revelionul, mă. O să ne rugăm când trecem dintr-o... Da eu știam că ceva nu e în regulă. Știam că Duhul lui Dumnezeu este în control. Acum, acum pe de altă parte, mi era și firea mea. Spune, mă, asta de câte ori mă prind, ăștia tot mă pun numai la rugăciune. Știi că asta e la noi acum. Ce să Și atunci am spus așa. Băi, frate, dar zic, lasă-mă că... No, ne rugăm, ne rugăm. Frate Dani, oprește tot, acum ne pun la rugăciune. Repet, eu gândul meu l am vorbit doar cu Mihaela, suția mea. Gata, frate! A <laughs> luat Biblia, am citit un cuvânt, la rugăciune, zic, mă, nu mai insist că poate cine știe ce mai face asta. Și acum ascultă. Bărbatule, așa vorbește Domnul. Ăla n-a fost proroc, n-a prorocit și nici de atunci nu a mai prorocit. Iată că ți-ai pus de în gând să pleci în străinătate să-ți faci bani. Vei ajunge în străinătate. Vei avea buzunarele pline de bani, dar în schimb vei pierde tot ce ai adunat cu mine. Și acum, ascultă-te, rog. Alege ce vrei să fii, nu ce vrei să faci. Alege ce vrei să fii, amin. Ne ridicăm de pe genunchi, socrul meu. Bă, socrul meu să-l condamne, bă, la ce lucru? Rare. Ce te-a bucat? El, cum adică? spui tu lui Dani, așa, doamne, ce? Să duceau pe el acolo, știi? Ce? Termină cu... A calmați-vă, lăsați-l în pace. Dar bietul omul ăla zice, te rog, iartă-mă, eu nu știu ce s-a întâmplat, te rog, iartă-mă, eu n-am așa ceva. Și zice, gata, zic, opriți-vă, vreau să vă dau adevărul, că trebuie să vă spun adevărul. Uite, eu cu Mihela am luat o decizie oarecum în mintea mea că de la 1 ianuarie zic să caut undeva să plec în Anglia. Socul o s-a ridicat, deja mergea la apă, își lua apă, nu-i venea să creadă ce se întâmplă. Cum să lași lucrarea? Cum să lași toate lucrurile astea? Deci, uite, nu mai aveam, na, e greu. Oameni buni, au trecut zilele acelea, undeva prin 4-5 ianuarie, eu n-am dat un telefon, eu n-am întrebat pe nimeni să mă cheme cineva prin Anglia, doar a fost un gând. Un, un, gând. Și mă sună cineva și îmi spune ți-am plătit, ascultă, ți-am plătit bilet, e plătit era deja, ți-am găsit de lucru și ai o ofertă de nerefuzat. În Londra, ești prima mână, vii la lucru. Vin Luton, ai zborul. Păi, dar eu nu ți-am spus asta. Nu ți-am cerut asta. Zic, de ce? Dar cum ai ajuns? Și repet, eu cu prietenul ăla meu am avut o, o legătură, am fost colegi de muncă în urmă cu vreo 4-5 ani. Și de când am plecat în Anglia, niciodată n-am mai vorbit cu el. Ce eu să. Eu, eu năzărit lui să facă lucrările astea cum? <laughs> nu vin, nu vin, nu vin. Și în, cred că 8 eram în Luton. Da? Și ai fost? Da, sigur. Ce crezi? Haide. Eram în Luton și am zis așa, Doamne, ăsta oricum nu-i proroc. Fă cumva ca toate lucrurile astea ce le-a el, când eu ajung în aeroport și îl voi suna pe colegul ăsta meu, să n-am de lucru câteva zile și nu se mai împlinește lucrarea. Gata, o anulăm, că așa Când ajung în luton, mă sună prietenul, să mai ajuns? Da, ai trezat? Da, ești ok? Da, ți-a luat haine. Zic, de ce? Mergem direct la lucru. De la școală ne suna învățătoarea de la fică, mea și spunea, domnul Daniel, domnul Droga, trebuie să vă întoarceți acasă, fata plânge în continuu. Eu m-am gândit atunci cel mai bun, cea mai bună metodă de a liniști fata e să o dau pe mână la Mihaela, că Mihaela era cu mine, mă susținea că trebuie să facem bani, da? Și am a spus, des, Miha... amândoi acolo? Da, nu, Miha era în țară. Ah, era în okay. țară. Și a spus, Miha, ocupă-te de fată, că eu am treabă. Sunt cu bani acum, sunt febra banilor. Uh, am ajuns să fiu prima mână. După ce mi-a încredințat omul la și lucrări și eu o făceam prețul cum vreau eu. Am avut o vedenie acasă. A venit în, chiar în fața patului, a venit o persoană îmbrăcată în alb și mi-a pus în mână un plic, într-una din serii. Așa m-am făcut de mic în pat și mi am zis, Doamne, dacă ăsta să mai zică și ceva sau mai mă atinge, m -a, m -a... foarte mare, impunătoare, o putere extraordinară. Și mi-a dat plicul în mână, am luat plicul, și când l-am desfăcut, nu scria nimic decât era un drapel. Și era drapelul României. În ziua aia, așa, în seara aia, așa m-a cercetat Duhul Domnului. Așa mi-au șters din cap toate nebuniile care le-am avut până în momentul ăla. Nu știu cum să-ți explic. M-am ridicat și am zis, gata, mă întorc acasă. M-am dus la lucru, și acum, cum să-i spun la iranian? Bine, bine, eu cu mine am rezolvat, cu domnul am rezolvat. Cum rezolv cu iranianul? Și m-am zis la ea și a spus... Lucrai la un iranian? Da. Uh -huh. Și a spus așa, eu trebuie să plec acasă. Oh, un holiday? Nu un holiday. Trebuie să mă întorc în România de tot. Cum? Ce să face România? Eu mai aveam colegi în, uh, România acolo și aia, săracii, ca să prindă, să pună mâna pe lucru, zic că în, în, România e răscoală, că mor oamenii de foame, că se bat cu furcile, că le explicați. Și ăsta săracul, și dai seama, Dani, dar ce să cauți tu în România? Tu de foame, să bată ăia, e răscoală acolo. Zic, nu se bat, e ok, e bine, lasă că e ok. Eu mai nu vreau să-i pun și pe ăștia, colegii mei, într-o lumină. Și ce, dar ce lipsește? lipsește? Zice, iranianul. Și am spus, Ali, așa îl chema. Și am spus, auzi, îmi lipsește Dumnezeul meu cel viu. Asta îmi lipsește. O, oh, dar asta nu e o problemă. O, oh, dar zi ce mărime ai? Cât e de mare? Cât, cum arată? zi -mi, zi, -mi, cât, 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 nu contează. Dacă vrei din jad, dacă vrei din nu știu ce, îmi spunea el că e din... mi-aduce. Mărimea. Îți fac unul și pentru mașină, îți fac unul și pentru șantier. Pe șantier. Îți aduc pe șantier dacă vrei. Și -am zis, nu, Dumnezeu meu nu-i de jad, nu așa. Eu am un Dumnezeu viu care vorbește. O, oh, păi din ăla nu pot să-ți dau. Păi știu, eu l-am lăsat acasă și mă întorc la el. Și am așa, uite, hai să spun ceva. Îți dau, mai știu cât era atunci, în ce ani, erau foarte mulți bani oricum, îți dau 160 de lire la zi. Asta era în urmă cu 11 ani, cred că, poate chiar mai bine. 160 de lire la zi, vino și stai aici și ia-ți și Dumnezeu, du-te acasă, ia-ți Dumnezeu și vino înapoi să lucrăm. Și cum Dumnezeu îl bage în, buzunar, Și a spus, uite, îți mulțumesc pentru tot ce m-ai ajutat, e ok, mulțumesc, dar eu trebuie să mă întorc acasă. Și am ajuns acasă. Și după ce am ajuns acasă, frate Cristi, tânguia la mea, dai seama că nu s-a oprit în Anglia, în Londra. Ce put? Niciodată, dar tot timpul face așa cu mine. De ce nu m-ai lăsat? M-am dus să lucrez. M am muncit, n-am cerșit. De ce, doamne, de ce? Da? Am vrut un petec de pământ să-mi fac o casă, să am la copii ăștia, să le fac și eu. Bineînțeles și mulțumesc lui Dumnezeu că nu mi-a vorbit niciodată în nebunia mea. Totdeauna au lăsat să mă liniște și atunci așa de frumos îmi vorbea Dumnezeu. Și Domnul spune, pentru că eu te voi binecuvânta mai bine și mai frumos decât ai fi putut tu să faci lucrul ăsta. Bine, da. La câteva zile, cu bănuții care i-am avut, am zis, mă duc și caut un teren mai departe de San Andrei, ceva. Văd eu. Ce crezi? Ia casa unde stă, ia foc. At atunci când ne-ai povestit cu copilul aia a, fost, aia a fost prima dată de două ori de două ori mi-a luat foc asta, prima, asta e prima aia a fost a doua și când mi-a luat casa foc suma de bani ca să pot să îmi repar casa, în practic unde am fost acolo era suma cu care am venit din Anglia, bravo Daniele, <laughs> pentru asta te-ai dus Acum eu am zis, Doamne, mulțumesc că totuși nu mai ai lăsat și să viu și pe minus. Am acoperit cheltuielile, am mai făcut niște bani, am primit niște o sumă de bani, am mai făcut din muncă, am străduit și am ajuns la o sumă așa de vreo șase mii de euro. Și mă sună cineva și spune, uite, omul ăsta are probleme, are datorii, nu și le poate achita, poate să-și pierdă casa, poate să fie așa, așa, așa. Și are nevoie de suma asta. Băi, oameni, cât crezi că cere? Exact suma mea, bă, da. Și m-am gândit așa, doamne, doamne, dar de ce tot așa? De ce nu numai mie? De ce numai pe mine mă încerci la lucrurile astea? Mă duc la Mihela și spun, Miha, hai că trebuie deci să spun ceva. În ideea că Miha va zice nu, e femeie, nu? Și mă gândeam tot timpul, mă, poate mă scapă Mihela de data asta și gata. Și când mă duc la ea și spun, Miha, uite, ne-a cerut suma asta de bani, ce facem? Dăm? Da? Și zic așa, Miha era mai înțeleaptă ca mine. Dani, Dumnezeu, știe câți bani avem în casă. Omul ăla, dacă n-ar fi avut nevoie de tine, nu te-ar fi sunat pe tine. Așa că nu-ți ajunge odată că ai plecat și n-ai mai stat unde o, o ceru domnul. Acum, iarăși. Și a zis, Mie, dai, mi dai dăm, dar nu-i mai avem. Adică, îți iei gândul, că el era mult mai necăzit ca mine. Dai seama. Am mers, am dat banii, după ce i-am dat banii, am zis așa, nu, nu, nu trebuie să te necăzești de bani. Dacă mi dai, când ai și cum Dumnezeu te va gălză bine, dacă nu, fă tot ce ai nevoie și Dumnezeu să te binecuvinteze. Am mers acasă, culmea, că în loc să mă simt negăjit sau păgubit, eram foarte fericit, eram împlinit, Doamne, chiar slavă Domnului! Bun. Am început să mă învăț cu minusurile, am început să, să mă învăț să fiu omul care. Uh, am spus, Doamne, zdrobește-mă, frământă-mă, ține-mă sărac, dacă asta așa vrei tu ca să mă ții sărac. Nu, eu nu pot, am încercat și nu m-ai lăsat. Acum, frate Cristi, vine cineva și îmi zice, uite, îți dau 1400 de metri de pământ în suma la banii aia. Eu nu o să-ți dau banii aia. Eu nu mai pot să-ți dau banii niciodată. Că n-am de unde să-ți dau bani. Deci persoana aia vine. Dar zice, pământul ăsta, așa mi-l-a pus mie, domnul Pine, ți-l dau ție să faci tu ce vrei cu el. Și zice, bă, dar nu pot. E prea... Bă, puțin ca bani, ca valoare, e mai mult. Adică eu ce ți-am dat e mai puțin decât valoarea pământului. Nu, zice, ia pământul ăsta și fă ce vrei, ce vrei tu. Și am mers, am cu cu actele și bun. Am prins curaj, aleluia, aleluia, mărire Domnului, mergeam acolo când am văzut pământul ăsta, m-am rugat, Doamne, bine că asta. Bun, se închid uh, lucrurile, apare o criză, nu mai ne mergea lucrurile, n-am putut să-mi fac proiectul nici, ne sună de la primărie și spune: Vă faceți casă? Da, veniți la mine că vă, vă dau proiect, vă ajutăm noi cu proiectul, cu tot ce trebuie și dați voi banii când aveți. Și... Extraordinar. Bun. Bravă am de. mers, am rezolvat problema și acum hai să le tăiem așa puțin, că foarte mult. Și la urmă facem concluzia. Cea mai tare fază a fost când stăteam cu uh, Mihaela și ne uitam așa, undeva în câmp treceau două buldo. Știi? Prin câmp. Și am zis așa, eu am zis prin credință să nu spun altceva, da? Zic, Miha, aia, aia doi vin să ne sape fundația nouă. Noi n-am avut un ban în buzunare. Ce vorbește așa ceva? Și zice Mihela, amin, așa să fie, Doamne ajută. Trece unul și când văd că la altul se oprește exact pe plațul nostru, pe terenul nostru. Și îl văd de acolo, de sus, cu girofară, cu... Alo, alo, te făcea de sus. Da, zic, ce uh, Daniel Droga, da. Mă trimis de la primărie să sap fundația. Zic, ok, zic, stai așa da, să luăm. Zic, cât mă costă, hai să vedem cât facem pe oră, zic, pe motorină, ce, ce trebuie să fac eu, ce vă zic de la primărie? Zice, o zis că să ne, uh, să ne, lași ca să săpăm fundația și atât. ori băga fundația, îmi vine fierul. Și acum că nu venit fierul, fiind în câmp, am zis așa, rămân acasă, mi leg, am făcut o probleme mari. Ce crezi? sună telefonul, trebuie să plecăm în lucrarea Domnului. După ce am luat telefonul, băi, nu pot să vin în lucrarea Domnului. Că dacă vin în lucrarea Domnului, nu să-mi fure fierul la noapte. Că numai ce l-am lăsat aici. Și numai Domnul știe cum am chinuit să-mi fac și fierul ăsta. Și fundația și tot ce a fost aici. Azi. Și acum în lucrarea Domnului și fierul peste noapte rămâne într-un câmp. Nu, bă, nu, nu, vă rog, lăsați altcineva. Și acum îmi spune la... Ascultă, dacă n-ai să vin lucrarea Domnului, Dumnezeu îți va opri binecuvântările. Băi, oameni, bun, zic, doamne, bun, zic, bun, ok, rămâne fierul aici. Noi mergem în lucrarea Domnului. M am dus, frate Cristi, când m-am întors înapoi din lucrarea Domnului, era trei dimineața. Da, și m-am loc să mă duc acasă, cu telefonul, cu lanterna, prin câmp, îmi căutam fierul. <laughs> când am ajuns în locul unde știam eu că e fierul, unde mi l-am ascuns, cumva între niște pruni pe acolo și în iarbă, și am văzut că nu mai e... Nu era, nu era fierul? Nu, nu l-am mai găsit, gata îmi bătea inima cu așa o putere și am zis, mă duc acasă, nu-i spun la Mihela până dimineața, vedem. Când ne trezim, Mihela spune, auzi, ai fost sus? Zic, da, am fost. Păi după ce ai plecat, au venit patru bărbați, s-au pus, s-au legat tot fierul și s-au băgat în fundație. <laughs> Așa de păcătos m-am simțit. Și atâta de. de. nu știu cum să spun, Doamne, finalizez. Cu toată Anglia mea și cu tot ce am vrut eu să fac de unul singur ca să-mi aduc și o un trai mai bun, n-aș fi reușit să am casa pe care mi-a dat-o tot Dumnezeu cadou. Teren cadou, casă cadou, 230 de metri pătrați util toată a fost făcută de Domnul. Nu mai spuneau, vezi că-ți vine, vezi că-ți aduce, du, doar du-te și făi. Și atunci am zis, oricărui slujitor pe care l-am întâlnit, băi, dacă Dumnezeu te-a pus într-o lucrare și dacă Dumnezeu te-a creditat în lucrarea aia, ai încredere în Dumnezeu tău. E mult mai puternic, e mult mai valabil să rămâi în țară sau să rămâi pe lucrarea la care Dumnezeu ți-o încredințat-o și să spui, Doamne, voi rămâne la dispoziția ta, indiferent de ceea ce mi se oferă și în dreapta și în stânga. Pentru că ce poate să facă Dumnezeu atunci când tu te încrezi în el e mai mult decât ai putea face tu cu 10 ani de Londra. Slavă, domnule. Acum am dai voie să fac o paranteză. Suntem în construcție cu centru de misiune și dăm voie să fac o paranteză legată de ce ai zis tu, apoi o să ne mai povestești câteva experiențe, că știu că ai câteva foarte frumoase și trebuie să le spunem chiar dacă durează mai mult timp. Nu știu câți oameni au văzut prezentarea care am făcut-o, dar ne-am apucat în, în decembrie de centru de misiune. Am avut 20% din banii pentru subsol, da? 20% pe calculele noastre, oricum au fost mult mai mult decât am calculat noi. Și la un moment dat am început să facă săbăturile, facem un subsol foarte mare, unde facem studiourile, ne vom muta de aici data viitoare, adică nu, poate vii mai repede. <laughs> poate vii tot aici și după aia mergem și în partea cealaltă. Dar a făcut Dumnezeu niște lucrări foarte frumoase, ne-a dat toate planurile peste cap. Am avut și noi programate turnee în Europa pe undeva. Frații s-au dat peste cap și au anulat toate turneele. Na, și începem Construcțiile, și la un moment dat, Dumnezeu a binecuvântat într-un mod extraordinar. Fără să știm. Și apropo, mulțumim tuturor celor care au pus acolo inimă, uh, s-au implicat într-un mod uh, extraordinar. La un moment dat, unul din oamenii care escavau acolo a venit în numele Domnului să ne ajute și începeau să vină materiale. Și ascultă, mă, nu știu de unde Veneau din țară, unele dintr-un colț, altele din altă parte, altele din altă parte. Și venise cu ceva lemn, unul și mă întrebă, mă, de unde ai, ai, luat lemnul? Că îmi trebuie și mie ceva. Și zic, mă, nu știu, mă duc să-l întreb. <laughs> Era un om venit din județul Alba de undeva, a adu el a fost trimis doar să aducă lemnul care ne trebuia. Când Dumnezeu binecuvintează, o face într-un mod perfect. Amin. Chiar dacă suntem la încercare, și aici, casa mea e doar o minune de la Dumnezeu. Într-o dimineață, într dimineață dormeam în casă, da? în timp ce oamenii ne judecau. Lăsați voi misiunea, lăsați voi lucrarea. Noi am plecat din Spania să venim să facem lucrare. Și voi stați, aveți grijă de copii și noi nu avem ce mânca. Și într-o dimineață au venit un trailer imens. Primul a venit, a adus lemnul. S-au speriat toți. Asta e pentru voi? <sus> da, pentru noi. Pentru noi că Dumnezeu știe să le pregătească într-un mod extraordinar și asta trebuie să fie o încurajare pentru oamenii care slujesc. Dar ce facem ca să-i motivăm să slujească? Că e vremea în care sunt puțini slujitori. Voluntari mai găsim, dar oameni dedicați care să fie acolo și la greu, și la bine, la cântare, iar e o E o zonă foarte interesantă. Mulți oameni vor să cânte, dar o lucrare nu se face doar la cântat. Se lucrează mult în spate. Știi ce vreau să punctez aici? Eu o dorință câteodată a oamenilor infantil, adică unii își doresc să fie ca el dad câteva minute sau ca mine, chiar mi-a spus cineva. Vor să fie ca tine, ca slujitorii, minutele alea cât îți ești în fața tuturor. Uai, toți vor acolo. Toți vor să fie acolo, toți vor să cânte, să radieze, să fie bucurie. Adică îți dorești o parte din slujitorul ăla sau slujirea celor oameni 20 de minute, 30 de minute cât e acolo. Dar ce are în spate, Viața lui de rugăciune, viața lui de trăire cu Dumnezeu, cuvintele nespuse în fața camerelor și în fața oamenilor și lucrurile astea oamenii nu le mai vor. Pentru că trăim într-o lume a mediatizării și oamenii promovează slujirile și slujitorii la un nivel foarte fain, cu cu promovări, cu tot felul de lucruri. Și oamenii vor să fie, wow, vreau să fiu ca ăla. Am, am avut oameni care au spus, băi, Daniele, Păi tu nu ai probleme. Tu nu ești fericit, power, când te duci, ha, lucrează, domnul, aleluia, tu, numai. Și lucrările, se luau de lucrările astea. Zice, ai niște lucrări la care uh, avem probleme, zice, în sensul că trebuie mereu să ne scuzăm că n-am vorbit cu tine. N-am spus chestia asta sau noi n-am vorbit cu tine. Bun. Ei vor modul ăsta, vor partea asta a lucrărilor lui Dumnezeu, dintr-un slujitor. Dar nu-și doresc trăirea slujitor, nu-și dorește studiu, nu-și dorește viața, nu-și dorește rugăciunea, alea nu le vor. Și din cauza că unora li se descoperă partea asta nevăzută a slujirii, o refuză. Ei stai că nu e așa. Adică, pentru a cânta sau pentru a sluji sau pentru a sta înaintea unor oameni bă, 10 minute, 15 minute, 20 minute, cât ești. Ai nevoie de ore, ai nevoie de rugăciune, ai nevoie din spate. Și omul când se lovește de lucru ăla, spune, bă, dacă eu știam că asta e mai bine, nu. Eu am crezut că voi sunteți altfel. Le prezentam la cineva o zi din viața mea, la care ei spuneau, am vrea să fim ca el. Sau o, o tânără odată a spus, aș vrea să mă fi născut în casa ta. Eu, eu mi-aș fi vrut ca tu să fii tata meu. Și a spus, uite, nu te supăra. Eu n-aș fi vrut ca să fii copilul meu. Eu sunt fericit de copiii pe care am. Eu, tu trebuie să fii fericit de părinții care ai tu. Adică, înțelegi? Uite, o zi, o zi banală din viața mea. Mă trezesc și aveam turnare de beton. Și în momentul în care îmi vine cifa, îmi lovește mașina. Mașina personală. Face praf. Tot, tot ce vă zic, acum e într-o zi. După ce mă lovește până să trag cioburile și ce mai am, am, mai avut eu în mașină, sună, asta era undeva la șapte, la opt și ceva, mă sună Mihela. Unde ești? Zic pe șantier. Am avut accident. Las cioburile în mașină, așa cum au fost, pun o folie și mă duc. Mă duc să văd, nu? Ce să rezolvăm. Ajungem acolo, am rezolvat, au intrat unul, mă rog, ce-au făcut acolo. După ce am rezolvat și asta, mă întorc înapoi la lucru. Trebuia să ne vină cifa la noi acasă, că aveam de turnat niște... Și îmi chem niște prieteni să vină să mă ajute, să turnăm. Își parchează fratele ăsta, prietenul ăsta meu, își parchează mașina pe podul casei mele, se dă jos, vine la mine și din spate îmi se aude niște țipete prin Curte. Ce s-a Mașina lui, băiatul ăsta care a venit la tine, o intrat în poartă. S-a mișcat, efectiv s-a mișcat. Cifa mă sună, zice, am lovit o căprioare pe calea radului și nu mai pot să vin, că știi cum e cu sânge cu asta. Și a spus, Doamne, Doamne, într-o zi, într-o zi, gata. Și acum eu i-aș pune pe oamenii ăștia, știi, care vor să fie. Acolo în față, aleluia, mâini pe sus, mărire Domnului. Dar veniți puțin și intrați în viața reală a noastră. Că unii vor să fie doar Gabi Zagrean sau, mă rog, nu știu. Vor să fie oameni care predică, oamenii care vorbesc, paurola de 20 de minute. Din spate. Vor acolo, dar e de plătit ceva în spate. Și când îi duci pe oameni în backstage, în spate, nu mai vor. Oh, aici nu, nu. Am crezut e că e altfel. aici. Vine odată cineva la mine și zice, frate, am o cauză înaintea domnului. Nu -aș.... Și zice, nu stau mult. <laughs> zic <laughs> că e în regulă. Zic, vină, l-am invitat, a intrat în casă. După ce a intrat în casă, a ieșit după trei ore jumate. Asta a fost, nu a stat mult. E, și am avut un cuvânt din partea Domnului pentru el. Și am zis așa, uite, îți dorești tare mult să ajungi pe un, mur, pe un munte, sus pe vârful muntelui. Dar o zis Domnul așa, unde ești tu așezat? E mult mai bine. Pentru că sus pe munte nu e ceea ce crezi tu. Nu, nu se tânguia cu Domnul. Vreau sus pe munte. Și Domnul a zis, bine. L-a luat de unde a fost și l-a pus pe vârful muntelui. Și acum ascultă. Se uită sus pe vârful muntelui și ce crezi? Nimic. Nu era nimic. Era vârf de munte și atât. Ei, la un moment dat când el se uită sus pe vârf de munte, spune, dar ce caut aici? Acum vreau jos. Ce să fac aici? Nimeni nu mă vrea, nimeni nu mă bagă în seamă aici. Pentru că fiecare pe vârf de munte era repartizat și fiecare era în lucrarea lui. Iar el n-avea nimic. Când se uită în vas, era un puțin de lemn. Foarte puțin. Și eu zic, de aici este de unde să-mi iau un delem? Nu, dar de unde? De jos. De jos. De jos. Și acum spunea, Doamne, du-mă jos, du-mă jos, du-mă jos. Și acuma, când a ajuns jos, i s-a pus încă o măsură de un de lemn. Și acum mai zis, du-mă sus, Doamne, de ce? El vrea să facă foarte multe lucruri cu, cu puțin. puțin, un delem și tot ce avea el acolo în vas nu i ajungea să facă nici... Mai dacă Dumnezeu ți-a încredințat un lucru, mai rămâi la lucrul ăla, că aia e ungerea lui Dumnezeu. Că el vrea să fie ordinat, că vrea să fie pus pe munte, să-l vadă toți. Și a spus, dacă te vor ordina, tu vei ajunge într-un loc în care tu nu vei descoperi nimic nou. Tu nu vei putea să faci nimic ca nou și în plus. Secretul lucrării tale era ungerea. Adică dacă Domnul te-a lăsat la locul ăsta și aici e ai ungerea, Domnule, rămâi că aici ești de folos. Acum știu că ai avut o experiență interesantă anul trecut, că ai zis de prețul care se plătește. Ne povestești puțin despre... Nu zic țara, că ai fost undeva în străinătate și te-a așteptat cineva. Știu eu că am mai vorbit cu tine odată. Mai ajută-mă, că acum... Am... Te-a așteptat un demonizat. Am fost invitat în lucrarea Domnului să Mergem la bucurie. Noi, noi mergem la bucurie. Noi niciodată nu ne gândim că mergem să facem ceva. Noi totdeauna când ne întreabă soția, zice, Miha, unde mergi? Mă duc să mă întâlnesc cu domnul la bucurie, mergem să ne bucurăm. Noi nu mergem să scoatem sau să facem sau să impresionăm. Noi mergem să ne bucurăm cu domnul. Ce se întâmplă acolo, întotdeauna ne uimește și pe noi, și pe oameni și... rămâne de văzut. Și acum, o lucrare foarte faină. Când am ajuns în, în Londra, am văzut într-o biserică și am intrat pe culoarul ăla. Așa ai văzut că culoarele lor nu sunt foarte lungi. Și erau așa uh, gard viu și... Și am intrat în adunare. Și că înainte ca să intrăm în adunare, de undeva din tufișurile alea, din, din ce era acolo, din gardul la viu, a ieșit un bărbat. Nu era neapărat boschetar sau ceva, dar era un bărbat. Nu, no, m-am speriat că a ieșit dintre burenile alea și s-a luat după noi. Și a început să strige. Zice, tu, ai venit să-mi strigi lucrarea în seara asta. Nu am să te lași, ce să facă către mine, să mă amenințe. Mamă, eu, împreună cu fratele ăștia, când ne deplasam, nu ne-am oprit. M-am uitat înspre el și atât am zis, Domnul să te mustre satanul. Jos. Să prăvălit jos și nu să mai... Prima intenție a fost să mă duc acolo, să mă duc să... -i... Nu, da, to frumos în adunare, că eu n-am avut treabă cu el. Eu am venit în casa Domnului, am vrut să mă bucur. Am venit în adunare, o dat Domnul în seara aia un, un, har extraordinar. Într-adevăr, ce o zis ăla, s-o cam stricat câteva uh, lucrări de munci, au fost eliberări, dar au fost botez cu Duhul Sfânt, a coborât Dumnezeu, a umplut Duhul Sfânt uh, undeva la 20 și ceva de tineri, la profeție, când a fost cuvântul profetic așa, iată, în seara aceasta, am să ating cu prezența mea și am să ating cu Duhul Sfânt partea tânără care se află aici. Frate Cristi, profeția încă nu s-a terminat și adunarea era în clocot și tinerii au început să vorbească în limbi. Slavă Domnul Și care Domnului. aveau și care n-aveau și care au mai vorbit, că tot vorbeam asta, și care n-au mai vorbit, s-au umplut de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu Sfânt, și toată adunarea cât a fost ea de împietrită sau ce a fost până în ziua, eu nu știu cum a fost biserica aia, dar eu când am ajuns acolo și noi ne-am bucurat și când au coborât slava lui Dumnezeu, am văzut pe toți sfinți. Toți erau cu mâinile sus, plângeau frații, plângeau tinerii, s-au grupat, bărbații, se rugau unii pentru a... A făcut Domnul manifestare fantastică. După toate lucrurile astea, în timpul ăsta, o doamnă din spate, care era prietenă, era invitată, a început să vorbească în limbi. Și am crezut că, nu, no, în Londra mai vin cu... Uh -huh. Nu toți par. Și am întrebat pe pastor Și zice, -am spus, zic, I-am spus să zic, cumva ea -i... Nu, nu, ea e prietenă. Zic, e pentru prima dată? Ce? Da, și vorbește în limbi. Dumnezeu a făcut o manifestare a Duhului Sfânt într-un mod extraordinar. Cum a gândit el? Gândește-te, n-a fost o n-a fost evangelizare, n-a fost nimic, a fost Dumnezeu. o rugăciune la care Dumnezeu a coborât Duhul Sfânt. Asta mă face să trag nădejde, slavă, că încă Duhul lui Dumnezeu este apreciat, este iubit și mișcă inimile oamenilor. Nu cred că Duhul lui Dumnezeu s-a stins, nu cred că darurile s-au stins, nu cred că vorbirile s-au oprit, nu cred în lucrurile astea pentru că le văd zilnic însoțindu-ne. Și lucrul ăsta îmi dă putere să strig în fiecare zi, Hallelujah. Slavă, Dumnezeu. slavă Dumnezeu. După fiecare bucurie, mereu zicem, Doamne, toată slava, toată cinstea ta să fie a noastră smerenia și pocăință. Și acum se eliberează biserica. Și după ce se eliberează biserica, mă uit în ușă și îl văd pe... Și l-am lăsat afară, că de la nu m-am ocupat, că dacă mă duceam și m-aș fi ocupat de el, era ok și asta, dar l-am lăsat să sufere. Știi, este cuvântul ăla când spune în Capernaum de întrecitul ăla, ce, ăsta e al nostru, lasă-l, Doamne, știu că deranjează, dar ăsta e întrecitul nostru, lasă-l în pace. Ei, în momentul ăla, îl văd că stă în ușă și totuși freacă pumne și nu mă strânge din buze și... Drept să vă spun, și înaintea Domnului vă zic, întotdeauna eu am fost foarte sincer. M-am gândit așa, să chem poliția după o seară de har, are rost, să sară oamenii ăștia pe el, să-l facă pe acolo, nu dăm bine, ne-am dus acolo și începem să batem oamenii după ce au lucrat Domnul. Și eu așa, fraților, lăsați-l cât poate să mă lovească? Că el cu mine avea treabă, vrea să mă bată. Cât poate, la urmă, cât poate să mă lovească? Pe, îmi dă o palmă, un pum, mă ia văd eu. Dar nu pot să mă bată la nesfârșit. Și scap eu de acolo. Dar și plus de asta zic de când însă, Pe care nu niciodată n luat bătaie <laughs> pentru domnul. Zic eu, mă, cât o fi? Și mă gândeam cum să-mi țin o mâinile, cum să... Eventual ce să fac și... te am zis, știi ceva? Dacă Dumnezeu a lăsat slava lui peste adunarea asta astăzi și s-a făcut numele de slavă într-un mod glorios. Nu poate Dumnezeu. Acum, mie venea să mai spun o dată Domnul să te musesc, satan, dar nu mai pica, gata, era frământare acolo. Și am zis așa, aleg să mă duc înspre el. Și le-am zis și fraților și am spus, măi fraților, liniștiți-vă, că frații, na, cu băieți de acolo care au fost de ordine să sară pe el. Nu, lăsați-l, lăsați-l. Și am luat-o așa hotărât în numele lui Sus, ca David. Am luat-o în numele Domnului și am plecat așa către el. Zic, oricum martor mi Dumnezeu că eu n-aș fi dat în omul ăla. Nu l-aș fi atins sau să-l împing. Singura a mea intenție a fost să mă apăr într-un mod oarecare. Și când am ajuns în fața lui, la câțiva metri de el, când m-a văzut că merg înspre el, a început să fugă. Și când a fugit, a fugit așa pe culoarul ăla pe care era în fața bisericii și a zis așa. Dacă ești atât de tare, vino singur. Nu veni cu bodyguards în spatele tău. Zice, tu ai o putere, e cineva în spatele tău. Ai niște uriași. Vino singur, vino tu singur. Nu veni cu ei. Și atât m-am bucurat și am zis, așa, știi ce? Am vrut să fug eu după el, dar zic, nu mai fug, că la Londra imediat dai în șosele și, și mă gândeam să nu scape în șosea să se întâmple ceva, dar știi de ce? Am vrut să fug după el în sensul că am vrut să-l întreb, cum arată, spune și mie, vreau să văd și eu, cum arată persoanele alea care erau în spatele nostru, forța pe care o, o manifestă Dumnezeu. Și no, s-a dus, s-a dus lui. Și atunci a rămas așa de îmbărbătat și am zis, vezi frate Cristin, Dumnezeu Duhul Sfânt nu este doar vorbirea în limbi care ne toată ziua, ca la piața am ajuns, o avem, nu avem, este, nu este și așa mai departe. Duhul Sfânt este persoana lui Dumnezeu, este o putere. E bodyguardul omului, dacă vrei. Care nu numai că îți dă o vorbire în limbi, te apără de real de dușman. Cum să nu-L iubești pe astfel de Dumnezeu? Slavă Domnului! Oh, foarte fain! Acum nu, nu încheiem până nu ne mai spui minun pe care Domnul le-a făcut anul trecut. Uite, asta e ultima și după aia încheiem. Că după aia nu mai... Nu, Lasă nu, că le mai vii. Și mai. nu le mai putem opri asta. și intrăm dintr-una într alta. Uh, uh. Îți spun una uh, care e un pic mai din 2020. Da. Într-una din seară stăteam înaintea Domnului și Domnul îmi vorbește așa trebuie să te duci în gorș. În gorș. Doamne, da, acolo n-am fost niciodată, nu cunoaștem pe nimeni. Este vorba de o femeie care vrea să se spânzure, să-și pună capăt zilelor. Are doi copilași și trebuie să ajunge acolo numai decât. Și plus de asta vreau să fac o trezire. Mi-am sunat echipa, de data asta mesajul a fost foarte ferm, foarte clar. Am sunat frații, și fraților, trebuie să plecăm în Gorș. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru oamenii ăștia. Că niciodată nu, ei n-au pus la îndoială. Ei au fost mai credincioși decât mine. Și zice, gata, mergem. Știi unde? Nu. Dar unde în Gorș? În Gorș. Trebuie să ajungem în Gorș. Hai să pornim ajungem, o să mergem, să vedem. Am simțit provocarea de, de din partea lui Dumnezeu foarte puternică și am, am, simțit că e în joc viața unui om, dacă mai amân. Pe drum te mă rugam, Doamne, unde merg? Mă duc în goj dar unde merg? Și am vin un cuvânt ursoița. Căutăm, ajungem. Am ajuns undeva foarte târziu, că e un drum foarte lung de la noi până acolo, până ne-am organizat. Și se dă fratele ăsta cu care eu merg în lucrare, este un tip foarte înalt și bine făcut și, și vas al Domnului. Și când am ajuns acolo, nu unde, că atât. Am ajuns în Ursoița, dar acum unde să mă duc? să întreb și așa că așa mă supăr, știi că domnul îți dă toate detaliile și când e să pui mâna atunci pare că îți zici, na, acum descurcă-te am ajuns acolo în ursoița și am ajuns la ultima casă nu mai era nimic acolo, era o casă. Și zice fratele ăsta către mine, băi, eu strig la ăștia. Bă, mă dau jos, strig la ei. Bă, trebuie să fie pocăiți, am trebuie să fie, am găsit ursuița, am găsit gorjă. trebuie să fie pocăiți pe aici undeva. Măi, frate, zic, vezi că e târziu, mă, De cine ți a să mă și voltea, și așa, mă, cine ți să ție și frumos să se te și primească înăuntru, adică, Alo, până eu să-l liniștesc, el strigă, alo, alo, și iasă un gând cu cipelic așa, cu o țigară pe aici în gură și zice, da, aveți pocăiți pe aici? Zice, da, avem pocăiți, zice, nevastă mea e pocăită, vine nevastă sa, pace fraților, pace, ce faceți? uite de la Timișoara, uite așa, așa, pe ce, cu, pentru care e problema, ce s-a cu voi, nu știu ce? Sixor, uite, am primit din partea Domnului că o femeie de aici vrea să se spânzure și are gânduri acestea de sinucidere și să se... Uh, e mama al doi copii. Și o zis, intrat repede înăuntru. Când am intrat înăuntru, la câteva case de ea locuia femeia aia. Și o zis așa, frate, astăzi înainte ca să veniți voi, la ora 8 și ceva, o prins o bărbatul sub cu triangul la gât și o reușit o să o prinde de picioare și au dus-o la spital. Zice, tot e veja mare la, la gât. Cât a, am stat în casă la oameni, am zis așa, Doamne, noi trebuie să ajungem la femeia asta. Că ne-ai trimis aici. Până noi ne-am tot învârtit, până ne-am sucit. Și timpul, greu. Știi că nu poate să-ți dea omul din spital după ce are tentativă de suicid, nu ți-l dă. Vreau să spun că am ajuns la spital, am cerut să merg la spital, am luat legătura cu uh, soțul uh, femeii și am vrut să mergem neapărat să ne rugăm pentru femeia aia. În momentul în care am ajuns la spital, au zis, medicii, ce doriți? Eu am vrea să vorbim cu sora. E sora noastră, e sora în domnul. Și ce nicio problemă. Puteți să veniți și puteți să o lași acasă. Martor mi Dumnezeu că mărturia asta a fost ceva șocant pentru toată zona aia. Pentru că nimeni nu iasă din spital după o zi în care ești de tentativ de suicid. Au luat-o pe femeia asta, au adus-o trei femei, de-abia au adus-o în casa aia unde am locuit. Vreau să spun că noi acolo am dormit, în casa la sora aia, la fratele la. Acolo am găzduit trei zile, cred că am stat, da. Au luat-o trei femei și au adus-o a doua zi, au adus o acolo unde eram noi, la rugăciune am început să ne rugăm să punem numele Domnului peste ea, atât a plâns și așa o eliberare ce -a dat Domnul peste ea, încât cămașa lui fratele ăsta tot era plină de lacrimi. Toate era plină de lacrimi. Și zicea la un moment dat, nu mai vreau ca să mai fac, nu mai vreau așa, ma, Doamne, vreau să fiu mamă la copilașul mei, Se vedea clar că Dumnezeu a eliberat-o dintr dintr-o stare de depresie agresivă care a împins-o să meargă înspre sinucidere. Acum, Satul așa era în fierbere. După ce pleacă femeia asta, ajunge pe la fiecare casă în parte și strigă. Dumnezeu m-a iertat, Dumnezeu m-a vindecat, Dumnezeu mi-a redat viața, Dumnezeu așa, mai toți oamenii toți erau pe afară, pe unde trecea femeia asta, asta să mărturie. Acum era joi și noi trebuia să avem adunare. Când am ajuns în adunare, eu spun că adunarea în ziua din cauza mărturiei acelei femei și ce Dumnezeu a făcut cu femeia și cum au schimbat-o era plină adunarea de, de oameni plin, în gorș când a coborât Duhul Sfânt frate Cristi, când a coborât Duhul Sfânt în adunarea aia, extraordinar oameni care niciodată n-au experimentat vreodată puterea al doi Dumnezeu erau cu mâinile sus, plângeau și trăgeau hainele după ei cereau pocăință, cereau ungere, cereau... Tot ce era de oferit acolo, de toate vroiau oamenii. Vroiau puterea aia lui Dumnezeu. Dar ce m-a marcat cel mai mult? Au fost așa... Acolo era un frate conducător sau slujitor care era baptist la biserică. Omul era foarte deschis pe lucrarea asta. Până la vorbirea în limbi. Știm noi cum stă treaba. Și... Lângă era soția și cumnata era așa, partea stângă erau femeile, el era aici și noi eram în față că la învon. Când Duhul Sfânt a coborât, el a așa, dacă Doamne, Tu ești prezent în adunare, botează-mă cu Duhul și a început să vorbească în limbi. Era lângă noi, era lângă noi. Când a zis botează-mă cu Duhul, nu mai zis Sfânt în română. A zis o vorbire în limbi cursivă, plină de putere și plângea, îi curgea lacrimile de zici că era extraordinar. Între timp, adunarea era în clocot. Soția îl vede și fuge la el. Iubitul, îl trage. Nu știi cine așteaptă de mâine? Ce faci? Cum să vorbești așa? De ce? Dar, dar nu! Dar nu se poate! Te rog! Îl ia în brațe! Că asta cum era sub puterea Duhului Sfânt se oprește. Repet, noi eram lângă ei, eram acolo. La început am uitat să spun asta, îmi spunea frate, oprește-i, oprește-i. Și a zis, nu, oprește-i dumneata, că tu ești păstor. Zic, sau ce ești aici? Zic, oprește-i dumneata, eu nu pot să-i pornesc, că nu i-am pornit eu. Dacă vrei să-i oprești, oprește-i dumneata, eu ce să zic. Și a strigat de câteva ori, amin, amin. Când am văzut că, exact când vrei să stingi focul, unde îl stingi, se mută în altă parte. Așa se, se opreau aici, se mutau focul în partea alaltă. Cum era extraordinar. Și atunci au zis, Doamne, dacă tu ești în adunare, vreau să vorbesc și eu în duhul și au zis, vorbi în limb. Soția lui era în gâtul lui, era acolo, scutura efectiv să se trezească, să deschid ochii și spunea, iubita mea, i auzeam, era așa de drag de ei, ce iubita mea, simt ce n-am simțit niciodată, mă copleșește puterea lui Dumnezeu, e ceva unic, te rog, stai lângă mine și spune lui Dumnezeu să stea și ție, Pitule, mâine vom avea probleme, ne vom duce unde ne ducem. Aia e foarte realistă și logică în vorbirea ei. Și o să spună, uite, hai să vă, dă mâinile. Și a luat -o el de mâini, ne-am apropiat și noi, și în timp ce el o ținea de mâini și am pus și noi mâinile peste amândoi, așa o coboră prezența lui Dumnezeu, încât nevasta lui, soția lui, vorbea în niște limbi fantastice. Așa o bucurie ce am văzut pe viața lor, rar mi-a fost dat, ca familie. Ce crezi că se întâmplă? Vine asta, cumnata. Ce era, era cumnata? Cumnata sora ei. A. ne punit. O vine la noi. Ne-ați păcat viața, ne-ați distrus viața. Și au început să fugă. O luat-o de la învon, de unde, eram, unde erau femeile sus, să plece din adunare. Și când au ajuns la ușă, se întoarce înapoi. <laughs> Martor, mie, Dumnezeu. Când au ajuns la ușă, se întoarce înapoi și de data asta plângea. Și în momentul în care au plâns, a îngenuncheat în fața ușii cu fața spre amvon, din spate. Și-au ridicat mâinile, măi oameni, nu știu cum să vă explic asta. N-a pe asta, n-a atins-o nimeni. Nici măcar nu i-a spus nimeni nimic, nici noi. Ne-au făcut pe noi, ne-au zis că ne-am nenorocit viața, că oamenii ăștia au cunoscut puterea lui Dumnezeu și au luat-o la fugă ca nu cumva și ea să ajungă, probabil, în situația asta. Și a fugit, efectiv a fugit. Și când a ajuns în spatele ușii, s-a întors brusc, s-a întors cu fața înspre adunare, plângea, era în genunchi, mâinile sus și vorbea în limbi. Toată adunarea. A fost o adunare, nu știu, însărbătoare. După ce s-a liniștit, lucrul ăsta cred că a durat tot harul în adunare, toată rugăciunea, o rugăciune. Și știți de la ce a pornit? Un îndemn de 5 minute și o rugăciune de două ore. Aici a fost o scăldătoare și tot ce a fost. Strigau oamenii, văd, m-a vindecat Dumnezeu, uitați-vă, în timp ce adunarea se rugau, oamenii aia strigau, uitați-vă la mine, mă, mă mișc, umblu cu spatele. Nu i-a pus nimeni să mărturisească, n-a fost un cadru de mărturisire. Nu știu ce, s-a întâmplat acolo, ceva extraordinar. După ce s-a terminat asta, în adunare intră și... Să nu crezi că nu mă fain. N-am avut numai fain. A venit la ungere, s-a făcut ungerea, și erau frații care erau pregătiți pentru lucrarea de altfel, era omul ăsta lui Dumnezeu acum, plin de putere, abia să se facă ungerea și să se roage pentru bolnavi. Și a venit o femeie uscată, neacre, bătrână, îmbătrânită, cu batic, așa. Și am întrebat-o, dumneata, ce vrei? Ce vreau și eu, ungerea. Și am întrebat acolo, frații, nu, cum erau, că ești creștină, te-ai botezat, ești... Ce să întreb? Eu da, zice, mi-e spocăită de-a voastră. Dar uh, uh, o parte din biserică cunoștea cine e. Și mie mi și mie rușine. Zic, mă, ce să mai... Dacă e și bătrână, nu? Și ce mai am pus la... Vină la mărturisire, avea către 80 de ani, era uscată, era toată cum era. Zic, ce mai... Faci, hai să ne rugăm. O veni frații. Frate Cristi, când a atins un de lemn, nu? Și când i-a pus pe cap un de lemn, nu? A căzut jos. O putere ce avea femeia aia era vrăjitoarea satului, era vrăjitoarea lor de acolo. Când de-a atins un delemn nu? și când a început puterea lui Dumnezeu să se manifeste, uite așa, se învârtea peste tot, venea înapoi, pleca jos, am luat-o de acolo, am pus-o pe scaun, s-o manifestat în toate felurile, mă rog, dar Dumnezeu a eliberat-o. Și acum auzi, în timp ce eliberam biserica și ea ieșea afară, zice așa, biserică din Ursoița. Astăzi, Dumnezeu cel adevărat a fost în adunare. O vrăjitoare care nu m-a rău făcut 80 și ceva de ani. Dumnezeu i-a schimbat în totalitate viața. Slavă Domnului! Și acum eu te întreb, cum să nu-L slujesc pe acest Dumnezeu care face semne și minoșează. Slavă Domnului! <coughs> Frate Dani, mai păstrăm și pentru data viitoare. <laughs> Zim doar acum la sfârșit. Data trecută am fost bombardați cu tot felul de mesaje, mulți oameni care să ne-au contactat ca să te contacteze, să spune tu cu gura ta, așa cum gestionezi lucrurile astea, că sunt foarte mulți oameni care după podcasturile astea vor să ia legătura cu toți oamenii și ar trebui să stăm la telefoane non-stop. Da. Apreciez și cred că fiecare om care sună are o problemă și problema lui e cea mai gravă și cea mai mare și cea mai importantă, e clar. însă darul pe care Dumnezeu mi l-a dat este un dar care se manifestă atunci când vrea Duhul Sfânt. Nu mă o rog prin telefon, nu mă rog la telefon. Și nu mă rog la comanda cuiva pentru că nu pot să fac asta. Dacă Domnul îmi vorbește și dacă uh, am acceptat mesajele pe care le-ai uh, le primit și am acceptat câteva familii pentru care m-am rugat și Dumnezeu le-a transmis un mesaj extraordinar și eu am fost uimit, am acceptat pentru că Domnul și mie mi-a dat acceptul. Adică eu sunt administrator al darului, nu stăpân. Dumnezeu este stăpân pe dar. Întreb și eu la rândul meu. Și să nu uităm: am familie, am viață, am servici, lucrez, sunt un om ca oricare din noi, fiecare. Sunt doar un om. Dacă n-ar fi bunătatea lui Dumnezeu care să descopere lucrurile, n-aș fi altceva decât un simplu om. Să lase comentarii, să sune și dacă Dumnezeu confirmă că trebuie să mă rog și să ajung la anumite persoane voi ajunge, dar să nu uite, lucrarea lui Dumnezeu nu stă în mine, nu stă în darul meu, nu stă într-un om, lucrarea lui Dumnezeu stă în noi toți și Dumnezeu are, a avut și va avea oameni exact acolo unde ești tu, doar să crezi, doar să ai o relație aproape cu Domnul și spune Duhului Sfânt, Doamne, trimite-mă omul potrivit ca să ajute situația mea. Că Dumnezeu trimite și Dumnezeu trimite. Și nu știi când, pot să ajung în poarta ta și să bat acolo și să spun, Sau m-a trimis. Alții care astăzi stau la îndemâna Domnului, că sunt mulți slujitori. Frate Dani, mulțumesc mult. Cu mare drag și Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă răsplătească. Am descoperit, cel puțin anul trecut, că prin toate lucrările astea, de a prezenta, Dumnezeu a făcut lucrări extraordinare. Lucrarea nu e doar aici, la masa asta. Aici vorbim uh, din lucrările Domnului, din minunile pe care Dumnezeu le face, că sunt multe, cum spunea psalmistul, multe sunt minunile tale și trebuie să le spun, trebuie să le, uh, trebuie să le mărturisim. Uh, Domnul Iisus să te binecuvinteze pe tine casa ta, să-ți dea putere. Câteodată Dumnezeu vindecă, vezi... Să te vindece Domnul și pe tine Amin Așa, că Amin. mai mai se pușuri. <laughs> da Domnule, Și să ne auzim cu bine Să te folosească Domnul lucrare Poate o să mai slujim O să facem niște lucrări împreună Domnul Iisus să te binecuvinteze Și o să-i anunțăm pe oameni Dar de aștept. Dragilor Avem un Dumnezeu mare Ce să facem? Să ne apropiem de El În vremea asta în anul ăsta de îndurare, 2024, să reverse Domnul Duhul Sfânt peste noi. O putere care nu putem gestiona noi, ci o putere care e Dumnezeu. Avem nevoie de o trezire în țară. Să continuăm să ne rugăm, să continuăm să stăm înaintea Domnului. Dacă rugăciunea nu mai are lacrimi, să cerem lacrimi pentru țara noastră, pentru România. Să cerem ca Dumnezeu să se îndure de bisericile noastre, Amin. să aducă Domnul trezire. Și să scoată lucrători. E nevoie mare de lucrători. Mulțumim că vă rugați și pentru noi. Mulțumim că ne susțineți. Dumnezeu să vă răsplătească. Mulțumim Domnului că ne face harul și nouă, și vouă, și fratelui Dani. Să lucrăm în același ogor al celui mai mare împărat, al Dumnezeului celui viu. Până data viitoare, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Nu uitați să distribuiți. Nu uitați că prin asta ducem mesajul Evangheliei la cât mai multe persoane și Dumnezeu să fie proslăvit prin toate. Amen.